apărat de zbor ușor, carlingă deschisă, în plină iarnă, peste munți la temperaturi de minus 30-40 de grade Celsius, altitudine de peste 2500 de metri, nu suna bine deloc. Părea o acțiune sinucigașă. Cu toate acestea, locotenentul Vasile Niculescu, pilot cu experiență participant în primul război mondial în care a pilotat astfel de aeronave, a reușit. A zburat peste munți, a împrăștiat manifeste peste localitățile din Transilvania și pe 23 noiembrie 1918 aterizează pe Câmpia Libertății de la Blaj, ducând cu el documente oficiale din partea primului ministru și mesaje de încurajare, susținere și entuziasm din partea liderilor politici români și a familiei regale. Haideți să vedem cine era acest ofițer român și ce viață a avut el.